Astăzi la Telematinal vă arătăm cele mai interesante momente din edițiile de săptămâna trecută. Ajungem la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Sângerei, unde se păstrează exponate vechi și de mare valoare spirituală. O cunoaștem pe Silvia Chirilă, o pictoriță talentată care experimentează mai multe tehnici și genuri, dar are o preferință aparte pentru peisaje și portrete. Mai avem o rețetă care se numește Moș Crăciun. Ce mâncare de roșii mai e și asta, ne spune Betty Turculeț. Dar și recomandări de luat în seamă, cum alegem cele mai frumoase, dar și cele mai sigure decorațiuni care să ne lumineze sărbătorile. Tot astăzi vorbim cu dirijorul și compozitorul Cristian Spătaru despre un concert de Crăciun cu muzică clasică, care va avea loc săptămâna aceasta la Sala cu Orgă. Și vine în platoul nostru cu un nou videoclip, Oleg Spânu. Foarte m-am îndrăgostit, nu știu ce cu mine, cum are mai vrăjit, gândul-mi e la tine, căci eu parcă am orbit, fiind doar despre tine. Rămâneți aproape! Da. Poate m-am îndrăgostit este nouă piesa lui Oleg Spânu și... Sugestivă piesă, știi? Sugestivă, dar după câte am înțeles și horoscopul a fost ușor molipsit de această dragoste despre care o să ne cânte Oleg Spânu un pic mai târziu. Da, și inspirat și de dragostea pentru călătorii, pentru că am înțeles că mulți nativi ai zodiacului și planifică vacanța, da, și setează toate destinațiile în care vor să ajungă. Mai ales că săptămâna trecută am avut și un agent de turism invitat în emisiune. Exact. Și le-a dat topul destinației, așa că n-au avut decât să și înceapă să le organizeze. Astăzi mai este și Ziua Mondială a Munților, de aceea vă puteți chiar programa și o călătorie la munți, cel puțin imaginar, după care ușor să vă realizați această dorință. Dar ce imaginar? Acum trebuie. Ei, astăzi suntem la Chișinău, da. Astăzi suntem alături de Telematinal, ce să mai... Și dacă tot am menționat noi de astre, hai să vedem ce ne prezic astrele pentru acest început de săptămână și poate merge așa toată săptămâna pe notă pozitivă. O să meargă, sunt sigur. Bine. Pentru unii dintre nativi se arată călătorii la orizont, cum ai spus tu, Alexandrina, vor ajunge în locuri unde nu a mai fost până acum. Alții însă vor pune accent pe emoții și relația de iubire, vor oferi susținere partenerului și se vor conecta la nivel emoțional cu acesta. Da, deci deja rămâne să vedem pentru cine și ce se atribuie, nu? Hai să vedem. Hai. La Berbec. Nativii Berbec se implică în proiecte noi și își asumă riscuri, vor străluci în ceea ce și-au propus și vor dezvolta relații mai profunde cu cei din jur. Frumos, vei, se pregătește pentru sărbătorile de iarnă, pentru că aceste sărbători ne îndeamnă la bunătate, la conexiune cu oameni. Poate mai cumpără și niște daruri, le mai pun sub brad, se pregătesc să facă apropiaților, da, așa. Pentru că știu că dacă vor cumpăra și ei daruri, respectiv pentru primești, ei vor, nu? Cumpăra daruri, da. Taurii, ar fi bine să își revizuiască veniturile, toate gândurile voastre sunt îndreptate spre partea financiară și lista cu cheltuieli pentru perioada aceasta. Normal. Da, pentru că sunt multe, foarte multe cheltuieli în această perioadă și mai ales când vrei să faci față la tot, dar nici nu vrei să depășești resursele la financiară, da. Pentru că se spune, trebuie să intri în noul an fără datorii, fără... Tu cum stai la capitolul ăsta? Ce deficit bugetar ai în familie? Stai! E lungă! Da, e lungă lista, e lungă. Dar bine, că să fac lucruri frumoase. Hai, mai departe că mai... Da, zi, cu Gemini. Gemenii au tendința de a fi prea raționali, ar trebui să vă lăsați duși de val, mai ales că sunteți avantajoasi în sfera iubirii, spun astrele. Bravo, ăștia cu dragostea s-o dea. Încrederea în sine va fi la cote înalte pentru raci, așa, vezi, ușor, chiar și umerii mi-a îndreptat și da. Cap un pic mai sus să fie. Vor întreveni unele schimbări în rutina zilnică și vă veți implica în proiecte. Încredere în muncă va aici e, da? Stai, eu mizez pe odihnă, care proiect noi? Nu înțeleg. Ei, încredere acum la muncă, faci bani pentru odihnă și deja cu încredere ai să mergi și la odihnă. Merge așa? E bună ecuația. Da, mai convins. Noi vrem să vă spunem că începem frumos o nouă săptămână alături de Telematinal. Și ca de obicei, de luni până vineri, dăm startul diminețelor deosebite cu informații actuale din diferite domenii, premiere muzicale și invitați aleși. Și să vedem acum care au fost momentele memorabile de săptămâna trecută. După cum v-am obișnuit, deja la Telematinal se văd cele mai frumoase lucruri.
Săptămâna trecută a ajuns pe la noi talentatul acordeonist Mișa Grosu, care a adus în platou o atmosferă pariziană și ne-a invitat la un concert cu participarea unor muzicieni din Franța și cu melodii în stil jazz la Paris. Emoția asta și sentimentul ăsta de a cânta la Paris, chiar în cluburi, deja peste un an, în 2023, deci anul ăsta în primăvară, cu muzicieni de acolo. Iar actorul Sergiu Boloc ne-a vorbit despre colaborarea cu regizorul român Marian Crișan pentru filmul War Boy, unde a jucat și el. Eu îl cunosc de mai demult pe Marian Crișan, am văzut și workshop-urile lui și trebuie să vă spun că noi trebuie să colaborăm cu România. Pe lângă invitații aleși am cunoscut oameni frumoși, pasionați de ceea ce fac, precum este și Ion Cojocar din Răscăieți, raionul Ștefan Vodă. Un fierar cum rar mai găsești. Face diferite lucrări din metal, iar poartă ca a lui vrea oricine trece pe drum și o vede. Oare unii vrei să și vrei să devii în viață? Băi, nu știu cum, tată, nu știu. Și când nu vrei să vii de un sudor. Tatăl unii cum așa, dacă au zis că înainte era tata, când spunea așa era. Îndoiem metale, eu știu, le sudăm, le dezdoiem, numai ca să arăte lucrări frumoase, practice. Ion Răilean a ajuns la Rezina, unde a cunoscut o familie care face lumânări ecologice. Ar putea fi o sugestie de cadou pentru sărbătorile ce vin. Miroase ca în rai. Aceste lumânări minunate care sunt confecționate de noi, precum nouă ne aduc plăcere și liniște sufletească, dorim și celor care ne privesc să aibă la fel liniștea sufletească fiecare dintre ei și în casa lor să predomine pace. În preajma sărbătorilor, fiecare familie se gândește cum să-și amenajeze mai frumos casa, curtea, grădina sau un loc anume care îi place mai mult. Dumitru Hantea din Peresecina, Orhei, și aranjatorul Lotă ca într-o poveste. Soția mea m-a încurajat, fratele soției a fost principalul, apoi fratele meu, dar eu am fost cheie la toate elementele. Ei m-au ajutat, eu am aranjat cum ar veni. Și cât timp v-a luat să faceți tot? În jur de 10 zile, instant și activ am lucrat. Cam așa, în jur de 10 zile. Lucrurile bune se deprind în familie. Alexandrina Vrâncean a fost pe ospețe la familia Dosca din Socitenii, Aloveni, unde copiii învață de mici să mănânce sănătos și să gătească împreună. La micul dejun astăzi avem pâine cu maiam, cu avocado, ou și germeni. Avem proteină. Din ou avem grăsimi sănătoase din avocado. Colegul nostru, Anatol Fornea, ne așteaptă la expoziția personală de caricaturi, intitulată Caractere și găzduită de Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Lucrările sale transmit mesaje și stări, de asta o să vă convingeți dacă veți ajunge acolo. Am pornit ca un proiect pe online, unde pe pagina mea de Instagram, în premieră, postam acele caricaturi ale unor personalități cunoscute din spațiul public. Iar Andreea Iriciuc ne-a adus imagini de la o expoziție care a îmbinat tradiția cu moda de azi. Este o dovadă că oamenii noștri își doresc să poarte un costum autentic, doamnele o cămașă cu altiță, care să fie una originală. Nu e o noutate că muzica bună pe toți e adună. Știu cel mai bine asta Roman Iagupov de la Zdop și Zdup și Călin Goia de la Voltaj, care au pus de o colaborare ca între frați. Au creat deja în sufletele lor această idee, imagine, că fiecare dată când noi venim la un festival, concert, vin niște oameni în vârstă, bătrâni și străbunica mea din Basarabia, noi suntem frați. Asta e, ăsta sunt, hey! Trec prin ploaie, trec prin vânt, râd și plâng, mă ridic, nu mă sperie nimic. Asta e, asta sunt, trec prin viață, fluierând, și oriunde-aș pleca, tot aici e.
adică pe... Da, iată, când mă uit la acest mic rezumat, îmi dau seama că mai am muncit ca niște amințe. De haineși suntem, să știi că m-a prins și pe mine acest gând. Colegii noștri, da, nu uităm de La pas prin țară cu Ion Raelean. Dialogul colorate cu Anatol Fornea. Istorii cu tâlc cu Anatol Guzic. Doamne, și nu uităm și de reportajele tale, care sunt pline de oameni, familii frumoase, copii și... Da, Betica de obicei ne tot chinuie cu mâncarea gustoasă. Dar vrei acum, da? Nu, ușurel. Da, am luat micul dejun, deci nu o să fiu afectat. Bine, hai că tu ai luat, eu am vrut să savurez măcar virtual ce-o faci unui apărătătit Betty. Savurează, dragă, Betty, tot timpul ne oferă posibilitatea doar virtual să savurăm, dar voi acasă puteți să vă însemnați această rețetă și să o faceți împreună cu familia. Săptămâna aceasta, ce oameni dragi ne oferi? În reportaje? Da. Păi e vorba despre aceeași familie, doar că în cadrul unui alt reportaj, un reportaj de iarnă, cum ne decorăm casele împreună cu familia și foarte în ce fain activități îi implicăm pe cei mici atunci când decorăm casa și bradul, pentru că știm că e riscant, împodobești un brad și a doua zi te trezești fără jucării pe el, toate prin casa aruncate. Da? Așa se întâmplă, așa da. Se întâmplă? Da, și știi, Crăciun vine unele, unele familii îl împodobesc pomul de Crăciun de la stea și până la mijloc, până alții unde nu jos, ajung. Da? Da, până nu ajung. Hai că cu pisiciule nu e mai ușor. Am înțeles că și da, ele se cațără da, pe brad. Mai ales dacă mai pui acolo un cadou și pentru pisică, nu are răbdare va până fi, la va Crăciun. Va fi pentru pisica ta să te brad cadou, neapărat, da? Motanul fără cadou, am scandal în casă. Bine, dar până ajunge Moș Crăciun să pună darurile sub brad, ajunge într-un fel și la noi, la masă sau pe masă. Atmosfera de sărbătoare și sărbătoarea de iarnă este, sigur, mult mai fermecătoare cu zăpadă. Noi avem acum zăpadă și sperăm mult ca anul acesta să avem zăpadă și de sărbători, cum ar fi Crăciun, Revelionul, pentru că anume ea ne creează acea stare de bine pe care o așteptăm. Dar o masă gustoasă, oricând completează această poveste, colega noastră, Betty Turculeț, ne propune o rețetă festivă, mai exact un aperitiv cu un nume mai mult decât sugestiv. Moș Crăciun. Ho, ho, ho! În prag de Crăciun, gospodinele se tot gândesc ce să mai adauge la masa de sărbătoare pentru a-și uimi familia și oaspeții. Să știți că nu este neapărat să realizați niște preparate foarte sofisticate. Pa din contra, cu puțină inspirație și imaginație, poate fi foarte ușor. Astăzi vom pregăti împreună Moș Crăciun din roșii. Să vedeți ce rezultat frumos voi avea! Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. 1 kg de roșii de aceeași mărime, 300 de grame de brânză de vaci, 100 de grame de cremă de brânză, 100 de grame de smântână pentru decor, un iaurt grecesc sau 100 de grame de maioneză light, 6 bile de mozzarella, puișoare, coacăză roșie sau boabe de piper roșu, spanac sau rozmarin pentru decor. Tăiem atent și uniform capacul fiecărei roșii, dar atenție, nu le aruncăm pentru că vom avea nevoie de ele. Cu ajutorul unei lingurițe, scoatem iezul și semințele, ca roșiile să aibă spațiu pe interior. Iar în continuare vom face amestecul de brânză pentru Moș Crăciunul nostru. Brânza de vaci, crema de brânză și smântâna se amestecă continuu până obținem o pastă omogenă. Adăugăm puțină sare și continuăm să amestecăm compoziția. Iar pentru cei care vor să nu se pupe, mai adăugăm și usturoi. În continuare vom umple roșiile cu brânză. Aperitivele de Crăciun nu doar că sunt gustoase, dar dau un farmec aparte mesei de sărbătoare. Iar acum pe fiecare Moș Crăciun vom pune o căciuliță.
cu puțină maioneză sau iaurt grecesc, vom fixa mozzarella. Acum vom încerca să-i desenăm fața lui Moș Crăciun. Pe brânza topită punem câte două cuișoare pentru a face ochișori și câte o coacăsă sau o bobiță de piper roșu pentru a obține gurița. Acum luăm puțin iaurt grecesc și îl întindem cu o linguriță în partea inferioară a roșiilor, făcând astfel barba moșului. Copiii vor fi încântați să vadă pe masă niște Moș Crăciuni făcuți din roșii. Cam așa arată rezultatul nostru final, Moș Crăciun din roșii împluți cu cremă de brânză. Sper că v-a plăcut ce a ieșit și că neapărat veți încerca și voi această rețetă. Cu siguranță este una delicioasă și le va plăcea și copiilor. Sărbători fericite să aveți! Eu știu, la Betty sigur va veni Moș Crăciun în acest an, la cum îl manipulează, aș spune eu. Cu... Și va pune nu biscuiți, dar va pune aceste roșii în formă de Moș Crăciun. Când va veni Moș Crăciun și va pune darurile sub brad. Știi că e o rețetă care pot să o faci împreună cu copilașii și trebuie să fie foarte divers și foarte interesant, dar spun eu că mai gustos este ceea ce e pus pe masă dacă e fabricat în Moldova. Așa este. În perioada 31 ianuarie-4 februarie 2024 se va desfășura expoziția națională Fabricat în Moldova, lansată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Înscrierea pentru antreprenor a început deja, dar... Atenție, locurile sunt limitate. Detalii despre criteriile de participare și data limită a înscrierilor aflăm în continuare de la domnul Sergiu Hare, președintele Camerei de Comerț și Industrie. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ați regăsit! Bine ați revenit la noi! Dar să ne spuneți mai întâi de toate, până a vorbit despre expoziția de acum, să ne spuneți care credeți că sunt cele mai importante reușite pentru anul care a trecut. Sunt mai multe reușite. Zicem că nu am stat pe loc, am trecut peste pandemie, peste această criză legată de războiul din Ucraina, dar antreprenorii de Republica Moldova au reușit să-și găsească noi parteneri, să crească volumul de producere, să impresioneze cu noi produse pe piața internă și cea internațională. În acest sens, toți sunt pregătiți să meargă la expoziția Fabricată în Moldova, să arăt ce au ei mai bun. Un an destul de dificil pentru toate ramurile economiei naționale, pentru că am avut parte și în acest an de această situație cu război din Ucraina, care a influențat foarte mult antreprenorii din țara noastră, dar zic eu că persoanele care trăiesc în Republica Moldova sunt persoane care au abilități de a găsi și a descoperi lucruri noi. Și soluții pentru unele probleme. Dar fără să dăm publicitate, care produse s-au bucurat de succes, atât pe plan autohton, cât pe plan internațional? Dumneavoastră, ce v-a plăcut mai mult? Eu tot timpul susțin producător autohton, toată lumea cunoaște acest lucru. Tot timpul găsesc posibilitatea să vorbesc despre companiile autohtone, despre cei ce fac ei. Promovez cât în țară, atât și peste hotare producătorii autohtoni. Nu zădar, chiar în anul care stăteam la Sudean, am făcut 5 expoziții în România, pe domeniul producătorilor autohtoni. În diferite regiuni ale țării, este vorba și despre București, și Cluj, și Brașov, și Baia Mare, și la Iași. Peste tot locul avem persoane interesate de produsele din Republica Moldova. Aș porni aici de la dulciurile din țara noastră, fructele uscate, textile. Avem brandul acesta de inimă care este cunoscut și peste hotarele țării. Produse procesate. Avem și noutăți în ceea ce ține producția industrială. Sunt producția de mobilă din țara noastră. Este cunoscută și peste hotare. Nu în zădar,
Atunci când participăm la expoziții internaționale de vinuri sau de vinuri, suntem premiați la nivelul cel mai înalt. În acest sens, cred că trebuie să continuăm cu promovarea producătorilor autohtoni. Dar mai întâi de toate, și mă adresez cei care și ne privesc, trebuie să, noi, cei care trăim aici, cetățenii Republicii Moldova, trebuie să consumăm produse de la producători autohtoni. Dar și apropo, ce le oferă consumatorilor cumva această oportunitate de a procura de la producătorii locali? Ce le oferă și producătorilor, dar și consumatorilor? Haideți să facem un exercițiu foarte simplu. Procurând de la producători autohtoni, îi susținem pe ei. Da. Au producție, deci dacă ei produc, înseamnă că au oameni angajați, aceștia angajați primesc salarii, dacă ei primesc salarii, plătesc taxe și impozite ca și compania, avem încasări la buget, deci asigurăm un lanț valoric bine determinat. Atunci avem și bani pentru partea socială, avem și pentru copiii noștri și atunci când consumăm de la producători autohtoni, îi îndemnăm și pe alții din alte țări să procure de noi. Că ei zic, dacă voi nu procurați de ale voastre, atunci cum să procurăm de ale voastre? Exact, așa. Iată, aceasta este o sinteză, pe scurt, de ce trebuie să susținem producătorul autohton. Pentru că eu am vorbit și nu odată și vreau să mulțumesc televiziunii dumneavoastră pentru că susțineți, sunteți parteneri la evenimentele Camerei de Comerț și Industrie. Pentru că atunci când promovăm producătorul autohton, atunci deschidem locuri de muncă, atunci o să aveți și dumneavoastră pentru publicitate să-i promovăm pe ai noștri și tot așa mai departe. Da, pe lângă... Asta vorbesc ca business. Pe lângă susținerea producătorilor, consumatorul se alege în casă cu produse de calitate, dacă noi tot timpul tindem să avem în casă doar ce este calitativ, în frigider, în dulapuri și așa mai departe. Pentru că știm că Camera de Comerț pune niște standarde, niște criterii atunci când este vorba mai ales de această expoziție. Să ne spuneți care sunt criteriile dacă s-a schimbat ceva pentru 2024. Deci, cel mai important criteriu pentru a participa la expoziția fabricată în Moldova sunt ca aceste produse și servicii să fie de origine Republica Moldova. Uh-huh. Deci, cei care sunt producători din afară nu pot participa la această expoziție. Aceasta este unul la mână. Doi, noi punem accent pe produse eco, în speță pentru pavilionul 1, unde avem produse agroalimentare, cât mai mult să investească în domeniul respectiv. Trei, punem accent pe noutăți care au avut loc pe parcursul acestui an. Deci solicităm de la companii să vină cu produse care au apărut noi pe parcursul acestui an. Pentru că companiile noastre investesc foarte mult în aduce un design nou la ceea ce ambalăm, să vină cu calități gustative sau calități altele ale produselor sau serviciilor pe care le prestează ei. Și un lucru la fel de important, ca companiile care participă la acest eveniment să știe să-și promoveze singuri și să fie pregătiți de negocieri cu companiile care vin din afară. Pentru că în acest an, ca și în anii precedenți, vom avea delegații de peste 12 țări din afara Republicii Moldova, unde acești participanți trebuie să-și prezinte produsele, să știe cum să negocieze cu partenerii, pentru că este foarte important să exportăm. Piața Republicii Moldova, fiind una foarte mică, este important să găsim și parteneri din afară. Spre exemplu, în anul trecut, din cei 350 de participanți, am avut contracte semnate la 70 de companii. Ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că am venit după o pauză de 2 ani de zile când a fost expoziția fabricată în Moldova, am avut un spațiu relativ mic pentru că pavilionul 3 a fost ocupat cu refugiați. În acest an vreau să informez publicul că toate 3 pavilioane sunt la dispoziție, dar, cum ați spus dumneavoastră, cam locurile sunt la limită, sunt 80% deja din spații sunt oferite celor care doresc să participe, pentru că fluxul este unul destul de sunete destul de mare. Expoziția este la cea de-a 21-a ediție și cei care avem companii care au participat la toate edițiile și ei pe ani înainte își rezervează locul. Și vineau tot timpul cu ceva nou? Vin tot timpul cu ceva nou, uitați-vă, pe toate domeniile. Am zis, în pavilionul central, produse agroalimentare, în pavilionul 2 avem produse din textile, mobilă și servicii. În pavilionul 3, în acest an venim cu ceva nou în sensul orășelul vinului.
Împreună cu oficiul Vie și Vinului vom face un orășel al vinului pentru degustări și nu numai. La fel vom avea, dacă n-am trecut, am avut numai partenerii noștri italieni, companii italiene care au investit în Republica Moldova și s-au deschis aici companii, vor fi și partenerii noștri din România. Deci companiile românești care au investit în Republica Moldova tot sunt produse și servicii din țara noastră. La fel vom avea zonele economice libere, deci ungheni, bălți, să venim cu ce au ei nou. Da. Ce frumos. Și ați menționat mai devreme despre toate aceste criterii și probabil este și o motivație pentru producătorii locali să crească și în particular pe lângă aceste expoziții, dar să ne spuneți cum sunt susținuți aceștia atunci când au nevoie de suport. Această expoziție este sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Au suportul din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, companiile mici și mijlocii, cele din regiuni, că avem standuri colective, ale, sunt susținute de către consiliile raionale. Când vorbim despre alte companii mari, vom avea și, hai să zicem așa, parteneri care vor susține această expoziție, pentru că Camera de Comerț și Industrie nu își pune ca scop să aibă încasări această expoziție. Noi ne punem ca scop să promovăm companiile autohtone. În acest sens, costurile comparativ cu anul trecut, adică anul acesta, din iarna acestui an, pentru anul viitor vor fi similare. Nu am crescut costurile, ne-am străduit împreună cu Moldexpo ca să ținem la prețul din anul curent. Mai mult ca atât, sunt diferiți parteneri internaționali, cum ar fi UNDP, USAID, GIZ, care la fel vin cu suport pentru companiile care participă la acest eveniment. Deci oamenii pot să facă schimb de experiență, unul poate învăța de la altul, care poate de mai mult timp este implicat în afaceri. Cu siguranță, pentru că avem un program de afaceri. Da. Fiecare zi vom avea diferite tematici, inclusiv și întâlniri bilaterale. Ca și în anul acesta, în anul viitor, preconizăm un for de afaceri cu colegii noștri din România. Vor fi mai multe camere județene la acest eveniment și vom pune față în față antreprenorii pentru a-ți găsi partenerii. Cât peste cotare, atât și pe loc. Da. După părerea dumneavoastră, sau dacă puteți veni cu un sfat pentru antreprenorii viitori, să se implice într-un anumit domeniu, unde simțiți că este un deficit de producători? Eu cred că este deficit pe toate ramurile economiei naționale, ca să nu scoatem în viață o ramură. Noi suntem într-o perioadă când trebuie să ne pregătim de aderare la Uniunea Europeană. Trebuie să fim gata să răspundem acelor cerințe când ești parte la o piață. Acum suntem prin acord de comerț liber, atunci vom fi într-o piață comună cu toată lumea. Și atunci concurența acum este mare, atunci încă și mai mare va fi, pentru că trebuie să respectăm rigorile respective. Eu cred că trebuie să învățăm, dar și să nu uităm ce am avut din urmă. Pentru că noi am avut experiență bună aici în Republica Moldova. Avem companii cu nume, care sunt recunoscute și vreau să zic că tot timpul apar companii noi. Spre exemplu, în ediția 20-a din anul curent, am avut 40 de companii noi care anterior n-au participat la expoziția fabricată în Moldova. Sperăm și în acest an vom avea companii noi care se vor expune. Cu siguranță deja avem cereri, dar așteptăm și pe cei care n-au reușit să depună cererile ca să vină la noi la Camera de Comerț și Industrie. Ștefan cel Mare 151, dar și toată informația o găsit pe pagina web și de Facebook-ul Camerei. Până pe ce dată înscrierile? Până pe data de 15 ianuarie vor fi înscrierile la expoziția fabricată în Moldova. Deschiderea oficială va fi 31 ianuarie și va dura până 4 februarie inclusiv. Anul trecut am avut peste 70.000 de vizitatori, ceea ce este o cifră destul de bună pentru Republica Moldova. De aceea eu invit nu numai producători, dar și cei care doresc să fie vizitatori. Dragi prieteni, de pe 31 ianuarie până pe 4 februarie va fi ceva nou, ceva interesant și haideți împreună să venim să susținem producătorul autohton. Domnule Hare, vă mulțumim mult pentru acest îndemn, pentru această expoziție și să fie cu Doamne ajută. Da, felicitări pentru această inițiativă. Da. Vă mulțumesc, cu Doamne ajută. O zi frumoasă. Da, și respectiv o să mergem la această expoziție, mai vedem ce este nou pe piața autohtonă, încurajăm producătorii și nu uităm că ceea ce cumpărăm de la producător, cumpărăm ceva de calitate, ceva care ne ajută să ne creștem familiile în siguranță. Da, și nu uităm, 31 ianuarie, 4 februarie, da? Și de la o expoziție despre produse, da, o să mergem spre o expoziție muzeală. În continuare mergem într-o excursie la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Sângerei, unde se păstrează obiecte de patrimoniu
adunate din diverse localități ale raionului. Colegul nostru, Alexandru Leacu, a fost acolo și a văzut exponata ce datează încă din mileniul 5 înainte de Hristos. Cum arată acesta, dar și ce mai puteți vedea, aflăm în continuare. Muzeul de istorie și etnografie din orașul Sângerei a fost fondat în 2006, iar peste 13 ani a fost renovat. În prezent deține aproximativ 5.000 de exponate. Inclusiv cu fondurile auxiliare, cu depozitele care le avem, care nu se regăsesc în expozițiile muzeului. Sunt 4 săli de expoziții și laboratorul de restaurare a ceramicii și inclusiv centrul de informare turistică. Fiecare obiect are o istorie a sa. Toate exponatele care sunt prezente în muzeul nostru sunt donate de către orășeni și aceasta a constituit baza expoziției etnografice. Toate exponatele sunt din casele oamenilor, adică după restaurări, după renovarea designului caselor, lor au hotărât că nu se mai regăsesc în spațiile lor și le-au donat muzeului. Cele 4 săli sunt amenajate după anumite tematici. Expoziția arheologică e dedicată în totalitate vestigiilor culturii Cuchitén-Tripolie. Sunt vestigii ceramică și instrumente din perioada eneolitică, mileniu 5, mileniu 3 înainte erei noastre, înainte de Hristos, care au fost identificate, găsite în nordul Moldovei, inclusiv oraș și raionul Sângerei. Aici este reprezentant un vas, reprezentând cultura Cuchitén-Tripolie, etapa târzie, identificat la noi în orașul Sângerei. Pe acest vas este reprezentată o scenă de dans ritualic. Sunt reprezentate mai multe figuri antropomorfe. În expoziția etnografică avem lucruri a culturii materiale a sângereienilor, mobilier, casnic, covoare, instrumente de muncă, stative, război de țesut, tot ce se regăsea în casa gospodarului Sângerei. Acest covor este foarte interesant. Sunt și inițialele persoanei care l-a brodat. Iată, și acest covor este foarte impresionant, e foarte vechi. Are așa o formele geometrice simple, specifice arealului nostru. Și lucrurile de mai încoace prezintă interes pentru public. Celelalte sunt a contemporanității, o sală militară, exponate din perioada sovietică. Noi putem identifica toate exponatele care se referă la progresul tehnico-științific din perioada secolului 20, tehnică de fotografiat, fotografii, imprimări. Muzeul este o carte de vizită a orașului Sângerei, iar aici vin oameni de toate vârstele. Avem o lucrare foarte bună cu instituțiile de învățământ, nu numai de la noi din oraș, din tot raionul, ne vizitează și din Chișcăreni, și de la Pepeni, și de la Radoaia, și de la Grigorovca, din mai multe localități. Vin copii, vin de multe ori vin grupuri chiar din Chișinău. Nea Vladimir vine des la muzeu pentru că are o relație aparte cu instituția și angajații acesteia. Iată, aici avem o fotografie cu câțiva oameni din Sângerei. Probabil că ăsta e tatăl tău, da? Da. Interesant. Dar colegii, cine sunt? Colegi de lucru, de-a lui. Din organizație, din lucrau, din colcos? Da, da, da. Aici sunt prietenii mei și vecini și eu des vin la dâns. Ei vin la mine, eu vin la dâns și la muzeu, dacă nu ne întâlnim pe acasă. Am donat fotografii, am și exponate, așa donate, care le-am găsit eu și am socotit că mai bine le-ar sta în muzeu decât să stie zvârlit pe acasă, prin pod, pe undeva. Aici avem bunelul, este tata meu în timpul armatei sovietice. Și sunt fotografii așa cu părinții, cu bunei. Acest patifon are aproape 100 de ani, dar mai poți asculta muzică la el.
Tot aici putem vedea primul costum de scenă a rapsodului Nicolae Sulac. La coare când am ajuns, pop, 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 așa, mă uitai pe deal în sus, pop, 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 așa. La coare când am ajuns, pop, 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 așa, mă uitai pe deal în sus, pop, 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 așa. Da, să știi că am rămas impresionată de tot exponatele care se află în acest muzeu. N-am știut că au fost adunate chiar atât de lucruri prețioase. Primul costum de scenă al lui Nicolae Sulac. Da. Acest costum, sunt sigur că mâine, poi mâine ajunge în alt muzeu. Bine, noi acum vă propunem așa o mică incursiune prin istorie, să vedem ce evenimente au avut loc în data de 11 decembrie și pentru început vă spunem că este marcată astăzi Ziua Internațională a Munților, dedicată conștientizării importanței acestora și promovării dezvoltării durabile a zonelor montane. Munții au un rol foarte important în asigurarea apei potabile, pentru că multe dintre cele mai mari râuri izvorăsc în munți, iar ecosistemele montane contribuie semnificativ la ciclul global al apei. Cel mai înalt vârf de pe pământ este muntele Everest, având o altitudine de 8848 de metri deasupra nivelului mării. Din cauza mișcării plăcilor tectonice, Everestul crește în înălțime cu câțiva centimetri în fiecare an. Iar munții Andii America de Sud formează lanțul muntos cel mai lung de pe pământ, care se întinde aproximativ pe 7000 de kilometri, trecând prin 7 țări. Iată, pare că, știi, da, cum putem să dăunăm noi munților? Că doar venim, vizităm, ne fotografiem, dar nici nu ai nevoie să fii la munte ca să dăunezi muntelui. Da, și să știi că chiar ador munți, ador excursiile Te-am și escapadele în munți. Și din România și din Italia și din Austria și din Elveția sunt frumoși peste tot, dar să știi că am rămas impresionată de munții României, pentru că fusesem anterior în Italia, prin Europa mai mult și în acest an am reușit să vizitez mai mult munții din România și am rămas impresionantă. Frumusețe. Da, e foarte frumusețe. Pe 11 decembrie 1886, Dale Square, un grup de muncitori ai fabricii de muniție Royal Arsenal din Woolwich, Londra, a decis să formeze un club de fotbal. Ei au ales numele Dale Square într-un mod destul de simplu. Au decis să joace primul lor meci pe un câmp în formă de pătrat. Echipa s-a impus cu un scor zdrobitor de 6-0 împotriva Eastern Wanderers. Da, poate că vă întrebați, dar ce e cu această echipă? Ei, această victorie a marcat începutul unui parcurs de succes pentru clubul care avea să devină ulterior FC Arsenal Londra. De-a lungul anilor, Arsenal a devenit unul dintre cele mai de succes cluburi din fotbalul englez și european, câștigând numeroase titluri naționale și internaționale. Fondarea sa modestă din 1886 rămâne un punct de referință important în istoria clubului, dar și în istoria fotbalului în general. Și să știi că am și eu un tricou dăruit de socrul meu, de la FC Club Arsenal, un tricou ăsta, original. Și poți să te întreb, când îl porți? Îl port vara. Vara? Da, pentru că este alb cu roșu acolo, chestie interesantă. Vara, când ieși la plimbare în parc, uite ce porți tu, ce lucru valoros. Dar știi valoros, că mi-e frică, nu? Să-l port. Pentru că știți, sunt niște microbiști înrăiți și dacă mă vede pe mine cu un tricou Arsenal și el este cumva din alt club, fan club, pot să mă trezesc cu neplăceri. Să înțeleg că nu-l mai porți des, nu? Atent îl scot la lumină. Eu știu, până la balcon și înapoi, să nu te vadă nimeni, atent, dar în schimb sunt într-un tricou original. Bine. La 11 decembrie 1942 s-a născut Sobi Cech, cascador și actor român. În anul 3 de facultate a debutat în calitate de cascador în filmul Daci, regizat de Sergiu Nicolaescu, fiind primul maestru de luptă angajat pe un astfel de post în România la studioul cinematografic București și apoi în centrala România Film. A colaborat la toate filmele ce conțineau secvențe de acțiune și luptă și a executat multiple trucuri dificile și spectaculoase. Da, zic eu că Tom Cruise e un copil mic pe lângă Sobi Cech. A colaborat la realizarea peste 150 de pelicule artistice de lungmetraj sau TV, dintre care 25 de producții străine și coproducții. La Festivalul de Film de la Berlin din 1974, Sobi Cech a obținut premiul întâi pentru cele mai bune lupte realizate. În ianuarie 1990 a înființat Asociația Cascadorilor Profesioniști. Da, nu ne uităm. Uite ce secvențe avem. Nu ne uităm eroii și uite, partea a doua a calendarului istoric va fi completat cu un nume și cu un eveniment care cumva e ceea ce a pornit Wi-Fi-ul din ziua de astăzi. Uh-huh, uh-huh. Dar noi vă spunem, da, ai vrut să spui ceva? Nu, am vrut să spun despre chestia cu partajarea internetului și accesul nelimitat la internet, pentru că nu știm ce ne-am face în ziua de astăzi fără el. Și dacă vă conectați la Wi-Fi sau
nu știu, la internet, nu contează, puteți accesa pagina noastră de Facebook. Acolo găsiți un concurs pe care l-am lansat săptămâna trecută și puteți câștiga două bilete la concertul Împreună de Crăciun, un concert realizat în parteneriat TVR Moldova și Opera din București. Dirijorul este Daniel Jinga și concertul va avea loc astăzi, așa că țineți seama de lucrul ăsta. La 10 e extragerea, da? Pe la 10? Da. Cam la 10 e extragerea, așa că fiți activi. O ore și ceva. Da, citiți condițiile atent, sunt foarte simple, așa că puteți participa și să petreceți seara de luni într-o atmosferă formidabilă și în spiritul sărbătorilor de iarnă. Și avem grijă cu ce ne îmbrăcăm, pentru că s-ar putea la orizont să optăm pentru o haină, una singură. Mai multe nu, pentru că a existat și există, de fapt, haine care își schimbă culoarea. Aceasta e cea mai recentă invenție a cercetătorilor din Hong Kong. Cu ajutorul inteligenței artificiale, cei care le poartă au posibilități infinite să-și schimbe garderoba. Țesătura este tricotată cu fibre optice polimerice și fire textile și poate fi iluminată în foarte multe nuanțe. Cercetătorii chinezi au creat hainele care își schimbă culoarea cu ajutorul inteligenței artificiale. Tehnologia ar putea contribui la reducerea risipei, oferindu-le oamenilor mai multe opțiuni pentru un singur articol vestimentar. POFs are actually transmitters of light. So light travels from one point to the other. So with the light traveling from one point to the other, the usual POFs, you'll find that light is only emitted at the tips. But for us, we actually do a surface treatment so that the light actually also travels through the lateral side of the fabric. 我覺得呢個新嘅 technology 其實對十星服都好有幫助啦，因為你買咗一件可能係個 shape 啊你中意嘅衫啦，咁你 Cu ajutorul unei camere care folosește algoritmi ai inteligenței artificiale, materialul textil inteligent este controlat prin gesturi ale mâinii, dispozitive mobile sau telecomandă. Culorile pot fi extrase din fotografiile de pe telefon și proiectate pe material. Vreau să fie albastru, albastru, albastru și la mine tot albastru. Apropo, ar fi o chestie foarte favorabilă pentru noi prezentatorii care trebuie în fiecare dimineață să ne schimbăm outfiturile, să ne combinăm cu culorile și să arătăm bine în fața telespectatorilor. Îți dai seama? Dar albastru, dar nu are niciun efect. Am impresia că Wi-Fi-ul nostru e foarte slab. Zic eu să reparăm Wi-Fi-ul în pauză și în ora două revenim alături de telespectatori.